Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la Zodiacul lunii iunie. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în Zodia Taurului. Vom începe cu ei pentru că este luna lor. Dragii mei, pe această cale vreau să vă urez la mulți ani și vreau să vă urez foarte, foarte multă sănătate, bineînțeles, pentru că este cea mai importantă. Bun, ne aflăm la Zodiacul lunii iunie. Iată că suntem deja pe la jumătatea anului, chiar dacă aceste filmări le fac înainte. Dacă nu vă regăsiți în aceste citiri, poate ar fi indicat să le mai revedeți, bineînțeles, în luna iunie. După cum bine știți, este o citire generală, specific de fiecare dată, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil să nu vi se potrivească tuturor. Dacă îți dorești o citire personalizată sau dacă îți dorești o ședință de astrologie, te aștept pe site-ul meu oficial amostarot.ro. Cutiamagului.ro o să găsiți în această perioadă pachete speciale pentru voi, o să găsiți lumânări de lună nouă și lună plină care să vă ajute foarte mult în manifestarea dorințelor voastre. Eu zic să intrați pe cutiamagului.ro să vedeți despre ce este vorba și din partea mea aveți un discount de 5% la toate produsele care nu au deja reducere. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul vostru, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici alături de mine și pentru faptul că mă urmăriți. Haideți să începem citirea. Pentru cei din Zodia Taur, Soare, Lună, Ascendent, care sunt evenimentele ce urmează să se întâmple în viața voastră. O să te rog să fii atent la amestecarea cărților. Vom extrage un card din oracolul astrologic. Uite că sunt două cărți, să știi. Două cărți pentru tine. Wow! Wow, dragul meu Taur, cred că o să treci prin evenimente care anunță o mare și o mare și o mare schimbare. Bun, o să încep cu primul card și anume avem eclipsa de lună, iată, cardul cu numărul 43, ce vorbește despre schimbare. Acesta este cardul tău. Lunar Eclipse, Change. Și o să vorbim puțin despre această carte și despre ce anume te așteaptă în luna iunie. Ei bine, în luna iunie să știi că vei trece printr-un eveniment care o să te provoace, o să fie un eveniment provocator pentru tine. Mai vorbim și despre Crucea Roșie, iată, The Cross. Și aceste două cărți în combinație permitem să-ți spun faptul că în primul și în primul rând vorbim despre o schimbare drastică din punct de vedere al modului în care vezi lucrurile. Și eclipsa de lună întotdeauna vorbește despre un eveniment major, vorbește despre o aliniere poate cu noile valori, cu noile principii. Și mai vorbește despre faptul că îți dorești foarte, foarte mult poate să faci lucrurile într-o altă manieră. Această energie poate aduce schimbări atât de mari încât pentru mulți dintre voi s-ar putea să vă schimbați cercul de prieteni, cercul de oameni din care ați făcut parte până acum. S-ar putea să luați decizii care, bineînțeles, să aibă un efect de lungă durată. Putem vorbi chiar și despre relocare, putem vorbi despre o mutare, putem vorbi chiar și despre o schimbare profesională. Două cărți extrem de puternice. Și cuvântul care pe tine te caracterizează în luna iunie este schimbarea profundă. Permite-mi să spun treaba asta. Știu că unii dintre voi vă aflați la o răscruce de drumuri. Să o numim așa, în mod popular. Este o răscruce de drumuri. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt perspective sau sunt situații care vin și
efectiv vă provoacă din punct de vedere sentimental, din punct de vedere emoțional, s-ar putea să vă simțiți confuzi, s-ar putea să aveți senzația că toate vin așa asupra voastră, că oamenii trag de voi, că vi se deschid poate oportunități și uși, însă vă este teamă să luați o decizie. Vom vedea și clarificarea din cărțile de tarot, așa că voi deschide în acest moment tarotul și voi folosi The Angel Tarot pentru tine. Te întrebi în acest moment ce au oamenii cu mine, știi? Ce se întâmplă de toată lumea acum vine cu oportunități, vine cu tot felul de situații către mine, vor să vorbească cu mine, vor să-mi ofere tot felul de lucruri și eu ce pot să aleg, da? Ce pot să fac? Este într-adevăr un fel de cumpănă, o situație, să spunem, ce nu-ți mai permite să aștepți. Universul grăbește puțin lucrurile pentru tine, da? Hai să vedem, îți voi extrage 3 cărți pentru trecut, 3 cărți pentru viitor și 3 cărți pentru prezent. Wow, ce cad cărțile din pachet, dragul meu, Taur! Bun! Mai avem încă 2 cărți pentru viitorul tău apropiat. Bun. La baza pachetului, iată, avem aici arcana majoră Împăratul. Bun. Dragul meu Taur, așa cum îți spuneam mai devreme, lucrurile devin din ce în ce mai serioase pentru tine și vor fi foarte multe lucruri pe care va trebui să le iei în calcul în luna iunie. Împăratul, să știi că poate arăta în poziția ta situații pe care ai nevoie să le clarifici, situații care pot ține de tot felul de instituții în primul rând, acte, semnări și așa mai departe. Dar în același timp, să știi că sunt lucruri care vin și se așează foarte, foarte frumos în viața ta. S-ar putea să ai de-a face cu cineva din zodia berbecului, însă nu este obligatoriu. Împăratul reprezintă stabilitatea, reprezintă alegerea pe care tu va trebui să o faci în luna iunie. Așa cum îți spuneam mai devreme, ai nevoie să înțelegi că te afli într-un moment în care nu mai poți să aștepți, adică evenimentele vin rapid către tine, vin rapid către tine și va trebui să te hotărăști asupra unui aspect. Ce înseamnă asta mai exact? Poți lua o decizie în ceea ce privește relația ta, poți lua o decizie în ceea ce privește viața ta sentimentală, căsnicia, jobul. Da? Repet, grupul din care faci parte, pentru că vei avea o perioadă în care o să simți că cumva ești presat, cumva ești împins de la spate să iei aceste decizii pe care probabil unii dintre voi trebuia să le luați de foarte mult timp. Hai să vedem în trecutul tău apropiat. Avem Regina de Cupe, avem un 4 de monede și un 6 de monede. Trecutul tău apropiat vorbește despre frica aceasta de a aborda cel puțin o situație din viața ta. Vorbește despre zona ta de confort, vorbește despre frica de a pierde probabil ceea ce ai și ce mai simt aici pentru unii dintre voi este faptul că ați fost puși în situația de a lăsa lucrurile așa. Și le-ați lăsat. Ați spus, lasă că o să am timp, o să le rezolv, lasă că o să văd eu ce o să fac cu treaba asta, cu situația asta. Însă uite că acum vin toate către tine și nu o să știi de unde să le apuci. În prezentul tău avem arcana majoră Diavolul.
Eremitul, carte întoarsă, și Regina de Bâte. Este vorba despre puterea ta personală aici. Este vorba despre o energie care încă, să spunem, te bântuie. Poate să vină, bineînțeles, din trecutul tău apropiat. Dar în principiu vorbesc despre puterea ta personală, despre inițiativă, despre voința ta. Da? Arcana majoră, Eremitul, carte întoarsă, este un moment de reflectare foarte, foarte puternică asupra vieții tale din punct de vedere spiritual, în primul rând. Da? Parcă nu ți-ai oferit totuși acest timp, acest moment. Sunt mulți dintre voi care considerați că în acest moment vă aflați în întuneric. Sunt situații pe care nu le înțelegeți, nu reușiți să le legați între ele, iar diavolul în primul rând vorbește încă despre legături toxice pe care le poți avea, vorbește despre un stil de viață dezechilibrat, vorbește despre anumite dependențe de care ai nevoie să te eliberești. Și atunci Arcana Majoră, Eremitul, vine și îți oferă cumva soluția și îți spune: este momentul poate să te retragi dintr-o anumită activitate, este momentul poate să reflectezi mai mult asupra dorințelor tale și asupra vieții tale, pentru că nu mai este momentul să lași lucrurile așa, că le va rezolva universul, că le va rezolva, nu știu, X sau Y, poate sunteți persoane care vă confruntați și cu depresia. Apoi, în viitorul tău apropiat, avem Regele de Spade, 7 de Bâte și 9 de Bâte. Iată. Acțiuni care te împing la o judecată cât mai clară și ești rugat să înveți din experiențele pe care le-ai trăit până acum. S-ar putea în legătură cu o persoană să refuzi ceva sau să te afli într-un fel de conflict, da? Este ca o bătălie aici pe care o simt cu șeful tău, poate, sau cu oricum o persoană cu autoritate. În luna iunie ești foarte mult axat pe a rezolva toate aceste situații, da? Pentru că, repet, o să simți că lucrurile nu mai pot rămâne așa, nu mai pot rămâne în această stare. Dragul meu Taur, se cere o schimbare majoră, să știi, din partea ta, și această schimbare, chiar dacă vine cu trâmbițe și nu prea îți convine, ei bine, va trebui să o faci, să știi. Pentru că sunt foarte multe lucruri contrare sau sunt foarte multe situații în interiorul tău cu care tu te confrunți și care te contrarie singur, da? O bătălie interioară legată de spiritualitatea ta, de religia ta, de credința ta, de dependențele tale sau de viciile tale, da? Mult mai multă atenție la sănătate, să știi, ți-aș recomanda în luna iunie. Bun, deci avem acest moment provocator, avem această schimbare care urmează să se întâmple în viața ta și care, bineînțeles, că te va elibera dacă vei ști să iei deciziile corecte. Îți voi extrage și un sfat din partea cărților. Sfatul pentru cei din zodia Taur. Bun. Și sfatul este Arcana Majoră, Steaua. Poate ai legătură cu cineva din zodia Vărsător. Steaua îți spune: mergi înainte, ai încredere, alege ce este sănătos și ce este bine pentru tine. Nu uita că ai un destin de îndeplinit. Nu uita că viața ți este oferită și ți este dată pentru a o trăi. Bucură-te de ea. Arcana Majoră, Steaua, este o carte care vorbește foarte mult despre adevărul personal. Și lasă-mă să cred și să-ți spun totodată că dacă tu ai diavolul în prezentul tău și Eremitul, aici este ca o bătălie între bine și rău pentru tine, da? Pentru că tu nu-ți recunoști ceva sau nu trăiești la potențialul tău maxim sau ascunzi ceva legat de tine, da? Steaua vine și îți spune: privește adevărul în față, privește-te pe tine așa cum ești, arată-te lumii
așa cum ești, pentru că nu este nicio rușine, indiferent cum ai fi, ce ai fi și ce ai face, da? Atâta timp cât vei sta în adevăr și vei accepta acel adevăr, lucrurile vor fi foarte, foarte bune pentru tine. Dragul meu Taur, acestea au fost mesajele mele pentru tine, pentru luna iunie, iată cele mai importante evenimente cu care tu te vei confrunta. Dacă dorești să afli mai multe detalii despre mine, o poți face accesând site-ul oficial amostarot.ro. Până data viitoare îți doresc toate cele bune și nu uita să ai foarte mare grijă de tine.